Bine v-am găsit pe Iubim și Gătim! Astăzi facem o rețetă cu totul deosebită. Pene fără gluten cu un sos special făcut din muguri de brad pe care i-am cules de pe munte. Totul se face foarte, foarte simplu. Mugurii de brad au un gust foarte bun, sunt acrișori și au tăria aceea de rășină. Se pot mânca și simplu. Eu o să-i pun într-un blender peste care adaug avocado, puțină sare și ulei de măsline. Sosul se face rapid, cam în câteva secunde, în funcție de cât de bun este blenderul pe care îl aveți. Am găsit la supermarket pene fără gluten, ele sunt făcute din făină de soia și mălai de porumb, au un gust foarte, foarte, foarte bun. Le-am fiert cu sare înainte 10 minute, iar peste ele adaug sosul meu din muguri de brad. Arată super bun, am gustat sosul înainte. Acestea sunt penele fără gluten cu sos de muguri de brad. Ca să le decorez frumos, o să pun deasupra roșii cherry tăiate în două. Și o să vă urez poftă bună! Dacă ți s-a părut interesantă rețeta noastră, nu uita să o împarți cu prietenii tăi de pe Facebook și Twitter. Și eu o să gust acum din această bunătate de mâncare.